Am intrat, cred că, într-o competiție în ultima perioadă pe campania de europarlamentare. O știam, ne-am asumat-o această competiție. Părerea mea că ea trebuie dusă în limitele fair play-ului în continuare. Dar dacă se face un cumul de concurențe și pentru prezidențiale, mie mi se pare prea devreme. Eu am spus-o și sâmbătă, o spun și acum. Cred că PSD-ul ușor a încurcat campaniile, a început cu cea prezidențială și nu cred că îi va ajuta acest lucru. Noi trebuie să le aducem aminte că a început doar cea de europarlamentare. În rest, ne vedem de treabă. Văd destul de multe atacuri a unor colegi de-ai noștri care parcă n-ar fi la guvernare cu noi, a unor parteneri de-ai noștri din PSD. Ceea ce mie mi se pare nefiresc.